27 octombrie. A treia zi a sărbătoririi Sfântului Dumitru, poate cel mai important moment al sărbătoririi, este ținută în principal pentru ca lupii să nu atace turmele. Azi îl pomenim pe Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Basarabov, cel care este sfântul ocrotitor al cetății Bucureștilor, canonizat în anul 1955 de către Biserica Ortodoxă Română. La început a fost păzitor de vite în satul Basarabov, apoi, văzând că toate ale lumii sunt trecătoare, a ieșit din sat și s-a dus într-o peșteră ce era aproape de acest sat și s-a făcut monah la o mănăstire ce era în lăuntrul peșterii. Este menționată o cunoscută întâmplare care a constituit începutul vieții sale ascetice. Într-o zi, pe când umbla prin fânul înalt, după vitele satului, a strivit din nebăgare de seamă pui golași dintr-un cuib de pasăre. Atât de vinovat s-a simțit în inima lui, încât și-a pedepsit piciorul păcătos, nemai încălțându-l o vreme de 3 ani, nici vara, nici iarna. Între anii 1768 și 1774, fiind război între ruși și turci, armatele rusești au trecut Dunărea și au ocupat mai multe ținuturi bulgărești, printre care și satul Basarabov. Generalul rus Ivan Saltykov, auzind de moaștele cuviosului, a poruncit să le trimită în Rusia, dar un credincios român, cu nume Hagi Dimitrie, l-a rugat pe general să nu înstrăineze sfintele moaște, ci să le dăruiască României ca mângâiere pentru tot ce au pătimit românii din pricina războiului. Sfintele moaște ale Sfântului Dimitrie au ajuns pe pământ românesc, fiind așezate în Biserica Mitropoliei de la București la 13 iulie 1774. Generalul Saltykov a luat totuși mâna cea dreaptă a Sfântului și a trimis-o la Kiev, unde se păstrează și astăzi. În noaptea de 17 februarie 1918, în timpul ocupației capitalei din timpul primului război mondial, clopotul a răsunat anunțând dispariția moaștelor Sfântului Dimitrie de la Biserica Mitropoliei de la București. Câțiva soldați bulgari au furat racla cu moaștele Sfântului vrând să le treacă dincolo de Dunăre. Planurile acestora au fost în scurt timp demascate și Sfântul Dimitrie s-a întors în București, la locul său de cinste. Credincioșii bucureșteni s-au adunat atunci cu zecile de mii, întrucât Sfântul era considerat ocrotitorul cetății Bucureștilor și era foarte iubit pentru că făcea multe minuni și salvase orașul de la multe năpaste. Una dintre ele este epidemia de ciumă dintre anii 1813-1814, care a izbucnit în a doua zi de domnie a lui Caragea, despre care se spune că a decimat jumătate din locuitorii Bucureștiului și aproximativ 70.000 de persoane la nivelul întregii țări. Lipsiți de orice ajutor, bucureștenii au strigat la Sfântul Ocrotitor al Bucureștilor, iar acesta nu i-a lăsat fără răspuns, căci după ce a fost purtat în procesiune prin oraș și s-au făcut rugăciuni, boala ciumei a încetat. Sfântul a mijlocit și pentru vindecarea de holeră din anul 1831, când guvernator al țării române era generalul Pavel Kiselev. Sfântul Dimitrie cel Nou a fost proclamat ocrotitor al Bucureștilor în anul 1792, în vremea mitropolitului Filaret al II-lea. Astăzi, racla cu sfintele sale moaște este așezată spre închinare credincioșilor pe dealul mitropoliei, într-un frumos baldachin împodobit cu flori.